A crescut numărul de infecții acute respiratorii în județul Hunedoara. Ultimele date arată aproape 2500 de cazuri de diferite afecțiuni de sezon. Medicii recomandă respectarea măsurilor de prevenție, inclusiv purtarea măștii și vaccinarea antigripală, mai ales pentru grupele de populație de risc. Medicii epidemiologi spun că în sezonul rece numărul acestor infecții respiratorii cresc. Față de săptămâna trecută, de raportare sunt mai multe cazuri. Au fost înregistrate un număr de 2448 de infecții acute respiratorii, din care pneumonie un număr de 688 de cazuri, un număr de 23 de cazuri de gripă și un număr de 125 de cazuri de COVID. Deci nu trebuie să uităm nici de infecția COVID, pentru că ea este tot o infecție acută respiratorie. Da, au crescut față de săptămâna anterioară de raportare, când am avut în total un număr de 1699 de cazuri de infecții acute respiratorii. Dar este sezonul rece, este sezonul în care infecțiile acute respiratorii au o circulație mult mai mare față de celelalte sezoane. Medicii spun că este bine ca lumea să se vaccineze antigripal, mai ales grupele de risc, copiii, vârstnicii și bolnavii cronici. Acest lucru este bine să fie făcut încă din luna octombrie a fiecărui an. Vaccinarea antigripală se începe de la mijlocul lunii octombrie, pentru că trebuie să se formeze acei anticorpi, care perioada de formare a anticorpilor împotriva virusurilor gripale conținute în vaccinul antigripal este de aproximativ 2 săptămâni, și începerea sezonului rece trebuie să găsească populația imunizată, mai ales populația de risc, pentru că Ministerul Sănătății susține gratuit imunizarea populației cu risc pentru vaccinarea antigripală. Persoanele care nu intră în populația cu risc, atunci trebuie să-și procure singuri vaccinul antigripal care se găsește la farmacii și, da, clar, să se imunizeze. Epidemiologii spun că au fost cazuri de reîmbolnăvire la cei vaccinați, dar cu forme ușoare, fără complicații și necesitatea internării în spital.